Restul băieților de zi de dimineață lucrează la coreografia care o pregătim pentru mâine. Pregătim ceva special. Totuși este aniversare și nu în fiecare zi vedem Dinamo la Chișinău. Pentru meciul de mâine sunt așteptați în tribunele stadionului Zimbru circa 200 de suporteri ai Câinilor Roșii. Să nu-i supărăm tare pe daci, să nu le stricăm aniversarea, un egal spectaculos sau îi batem la o diferență de un gol maxim. Și fotbaliștii lui Dinamo spun că vor juca la Victorie împotriva campioanei Moldovei, chiar în ziua în care aceasta va sărbători 12 ani de la fondare. Din lotul liderului campionatului României nu lipsesc vedetele Nicolae Dănciulescu sau Moții. Suntem onorați că am fost invitați la sărbătoarea echipei din Moldova. Noi încercăm să câștigăm această partidă pentru că așa facem la fiecare partidă. O să aliniem cel mai bun 11, o să tratăm meciul cu mare seriozitate. V-am spus, cel mai bun să câștigi. Dacia și Dinamo s-au întâlnit iarna aceasta într-un amical în cantonamentul din Turcia. Atunci formația românească s-a impus cu 4-0. Campioana Moldovei va încerca să-și ia revanșa mâine pe stadionul Zimbru cu începere de la ora 17:45.